Se apropie Festivalul Narciselor, ca în fiecare an, în luna mai se deschide Poiana cu Narcise. Autoritățile locale din comuna Șercai au pregătit multe surprize celor dornici de distracție. Ajuns la cea de-a 18-a ediție, Festivalul Narciselor va avea loc duminică 12 mai în Poiana de la Vad. Pe scenă amplasată în Poiana Narciselor vor urca mai multe formații de muzică populară, dar și cântăreți îndrăgiți. Auzi, bate ceasul 1. Hai, mândruță, și-mi dă drumul. Clopotele or sunat, voinicii s-or radunat, în cătane eu când am plecat. Au șasul bate 2, cu rochița roșioară și cu zâmbet de fecioară, ai venit la mine iar, ca să-mi stâmperi mândru al meu dor. Stabilit data pentru Poiana Vadului 12 mai, pentru că am devansat-o un pic față de sărbătoarea de Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru că anul trecut și foarte bine n-am avut nicio floare. Orică să fac festival fără flori, noi ce putem face? Încercăm să preconizăm, încercăm să ghicim când va fi cel mai bine. Deși ca să ghicești, să aduci un artist mare, este foarte greu, pentru că artiștii de obicei 2-3 ani înainte sunt programați. E foarte greu să găsești un artist care să cânte pentru spectacolul folcloric în ziua de 12 mai. Dar avem toate promisiunile și diligențele și Domnul cred că ne ajută, Dumnezeu ne ajută și anul acesta. Dar avem o promisiune că va veni domnul Ionuț Fulea. Nu vor lipsi nici terasele cu mici și bere, dar și comercianții de chilipiruri. Anul acesta evenimentul a fost inclus într-un proiect european și pe lângă spectacolul artistic, de la scenă vor fi organizate un târg cu produse tradiționale, atelier de creație pentru copii și meșteșugari.